Haideți să discutăm azi despre cum scăpăm de musculițele nedorite din ghivece. Aici am avut niște roșii Sherry, un lăsat, care din păcate a stat lângă un ghiveci nou cu o căpșună neagră cumpărată. Din păcate căpșuna a avut niște musculițe care s-au mutat încet încet și în celelalte ghivece. Așa că au distrus acest lăsat. După ce au distrus, bineînțeles, și căpșuna. Variante ca scăpăm de aceste musculițe, care practic sunt inofensive, însă larvele lor fac foarte mult rău plantelor, sunt destul de simple. Prima variantă este sunt bețele de chibrit, care sunt înfipte în pământ, sunt stropite. În momentul în care gămălia se topește și intră pământ, aceasta este foarte toxică pentru plante. O a doua variantă este usturoiul. La bețele de chibrit trebuie înfipte în fiecare zi, timp de o săptămână, 7-8 zile, pentru că ăsta e ciclu de reproducere al musculițelor. Larvele se transformă în musculițe, depun ouă și așa mai departe. Usturoiul. Usturoiul poate fi folosit efectiv în varianta în care tăiați un cățel de usturoi, îl înfigeți în pământ. Eu le-am lăsat așa descoperite ca să vadă. Se înfixă, nu se vadă în pământ. În momentul în care sunt stropite cu apă, pur și simplu, la fel toxic pentru băgați odată și este suficient. Bun, mai există și varianta în care usturoiul se mărunțește, îl turnați apă clocotită peste el, lăsați să răcească apa și după aceea udați respectivele ghivece. O altă variantă pe care o puteți folosi cu mult succes sunt deparasele pentru animăluțe, pentru cățeluși, pentru pisicuțe, pe care le-au găsit la orice farmacie veterinară. Iar eu am mai testat ceva destul de interesant. Aveam un spray pentru un insecticid universal pentru musculițe, pentru gândăcei, pentru furnici și așa mai departe. Și am stropit anumite ghivece ca să văd care dintre ele ar fi cele mai ok. Odată la două zile. După părerea mea, spray-ul mi se pare cea mai simplă variantă, pentru că ai stropit o dată la două zile, de patru ori, și efectiv ai scăpat de musculițe. Acestea nu mai pot să depună nimic în pământ, larvele automat dispar de la sine. De recomandat, în această perioadă, să udați mai rar plantele, să le udați în momentul în care primii 2 cm de la suprafață s-au uscat, pentru că în zona aceea se fixează larvele și automat nu mai creați condiții proprice pentru ca musculițele să se mulțească. Acestea fiind spuse, vă urez multă baftă să scăpați de aceste musculițe și o zi frumoasă să aveți!